Deși există medicamente diuretice menite să ne scape de simptomele retenției de apă, ele pot provoca pierderi suplimentare de potasiu, forțând organismul să elimine lichid. Soluția optimă este să apelăm la câteva diuretice naturale care echilibrează treptat nivelul de apă din corp. Dacă ți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like ne ajută să progresăm. Pătrunjelul. Acesta conține multă vitamina C și are proprietăți diuretice ușoare. Salata din pătrunjel este foarte bună, însă pentru a observa imediat efectele diuretice ale pătrunjelului, se recomandă a fi consumat sub formă de ceai. Ghimbirul. Ceaiul de ghimbir poate face minuni pentru sănătatea rinichilor și a aparatului urinar. Băut în fiecare zi, cel puțin o ceașcă dimineața, ajută la eliminarea lichidelor reținute în exces, la tratarea infecțiilor urinare și prevenirea crizelor renale. Ghimbirul este și un dușman aprig al kilogramelor în plus, accelerând metabolismul. Sparanghelul. Pe lângă conținutul bogat de nutrienți și vitamine, sparanghelul are și proprietăți de detoxifiere și diuretice, întrucât fibrele sale curăță foarte bine tractul gastrointestinal. Fitochimicala din sparanghel, glutationul, are un efect antioxidant și anticancerigen. Ceaiul verde. Acesta accelerează metabolismul, ajutându-ne să ardem mai multe grăsimi și inhibă apetitul pentru un bun control al consumului de mâncare. În plus, el este și un diuretic natural puternic, scăpându-ne rapid de balonare și edem. Medicii spun că dacă înlocuiești cafeaua cu ceaiul verde timp de 4-6 săptămâni, poți scăpa de 4,5 kg doar prin această schimbare minoră. Hreanul este un diuretic foarte puternic folosit în medicina naturistă în tratarea hidropiziei. Acumularea patologică de apă în cavitățile naturale ale corpului sau în țesuturi. Prepară o infuzie de 250 ml de apă fiartă, turnată peste 28 g de hrean și 14 g de semințe de muștar zdrobite. Ia 2-3 linguri de 3 ori pe zi până scapi de această problemă. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și subscribe canalului nostru de YouTube.